Temperaturile ridicate din această vară pot să determine efecte negative asupra populației. Cei mai expuși sunt copiii, vârstnicii și persoanele cu dizabilități sau boli cronice. Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara avertizează că ieșitul din casă la orele prânzului, când asfaltul frige și aerul pare de nerespirat, este imprudență curată. Pe străzile cu asfalt încins și printre blocurile ce radiază căldura, chiar și cel mai sănătos organism poate să cedeze. Fără o hidratare corespunzătoare care să mențină temperatura corpului în jur de 37 de grade Celsius, pot apărea crampele de căldură, insolația, epuizarea sau șocul hipotermic. În perioadele de caniculă este recomandat consumul zilnic de lichide, fără a aștepta să apară senzația de sete. Este necesar un pahar de apă la fiecare 15-20 de minute. Nu trebuie consumat alcool, deoarece acesta favorizează deshidratarea și diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. Este obligatorie evitarea băuturilor cu conținut ridicat de cofeină sau de zahăr, deoarece acestea sunt diuretice. Evitați activitățile în exterior care necesită un consum mare de energie și aveți grijă de persoanele dependente de dumneavoastră, oferindu-le în mod regulat lichide, chiar dacă nu vi le solicită. De asemenea, medicii ne sfătuiesc să consumăm în fiecare zi cât mai multe fructe și legume proaspete și iaurt. Dacă este absolut necesar să ne expunem la soare între orele amiezii, trebuie să folosim o ținută adecvată, pălării de soare, haine legere și ample din fibre naturale de culori deschise.